Scene de groază la mall. Un copil de nici 2 anișori a căzut de la etaj sub privirile îngrozite ale bunicii și surorii lui. Drama unei familii a avut loc într-un mall din Arad. Conform primelor informații, un copil de 2 ani a căzut de la etajul 2 al centrului comercial. Conform observatornews.ro, acesta era însoțit de bunica și sora lui când, din curiozitate, s-ar fi strecurat prin spațiul foarte strâmb dintre balustradă și perete. Într-o fracțiune de secundă, copilul s-a dezechilibrat și a căzut în gol sub privirile îngrozite ale martorilor. Imediat, oamenii s-au strâns în jurul micuțului și au încercat să-l ajute cum au putut până la sosirea echipajului de ambulanță. Băiețelul a ajuns în stare critică la spitalul din Arad, fiind apoi transferat. Anchetatorii au deschis dosar penal în cazul copilului de 1 an și 4 luni, care a căzut de la al doilea etaj al unui centru comercial din Arad. În seara zilei de 30 iulie, în jurul orei 20:30, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Arad au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul că într-un centru comercial din municipiul Arad o persoană ar fi căzut la etajul 2. La fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii și un echipaj MORT, care au constatat că cele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre un minor de 1 an și aproximativ 4 luni, care ar fi căzut de la etajul 2 din interiorul centrului comercial, unde se afla împreună cu mama sa. Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, a transmis IPJ Arad. Anchetatorii spun că se continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului, relatează observatornews.ro.